United a obținut abia a doua victorie pe teren propriu în acest campionat. Echipa gălățeană a avut parte de o partidă infernală cu CSM Seia și elevii lui Asandei s-au impus în final la două goluri diferență, dar au trecut prin momente dificile. Am anticipat acest joc foarte dificil, ținând cont că echipa din Iași este echipă foarte bună, ambițioasă și în acest sezon a pierdut doar un singur joc la Târgu Mureș și restul a câștigat pe toate în deplasare. Știam ce ne așteaptă, din păcate n-am prins nici noi o zi extraordinară, dar este bine când totul termină cu bine și am reușit să câștigăm acest joc dificil. David Asandei crede că există o explicație pentru evoluțiile mai puțin fericite ale elevilor săi în meciurile de pe teren propriu. Jocurile sunt cam toate la fel, deci nu putem spune că jucând în deplasare avem un avantaj din potrivă. Cred că aici dorința de victorie, dorința de a arăta cât mai mult publicului că suntem o echipă competitivă, că suntem o echipă care merităm să fim pe locul întâi, cred că din acest motiv nu am reușit să trecem peste acele emoții și plus că au fost și acele ratări care, dacă spun eu până la urmă, ne-au ținut departe de podiumul clasamentului. United este pe primul loc în clasamentul Ligii 1 până luni seara, când va juca FK Odorhei. David Asande își dorește însă ca echipa sa să încheie anul 2014 ca lider al Ligii 1 de futsal.